this is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Bittersweet.
sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We'll be right back.
open, I feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me blue. You can make me blue.
anyone to get off their darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Seven, 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 seven
like it. Dave uses eToro to invest in the financial markets. Steve does research on global investment opportunities. Dave does research on how to become a level 60 wizard. Steve follows the feed for the latest market news. Dave follows the feed for the latest cat videos. Steve has a watch list for promising investments. Dave has a watch list too. So why is Dave just as good an investor as Steve? It's because Dave used eToro's copy trader to automatically replicate Steve's trading activity. Whenever Steve makes a trade, Dave does too. Yes. Trade like a Steve with eToro, the world's leading social trading platform. So you want your website to be stunning and professional. Just go to Wix.com. I just created a Wix site for my barber shop. Accessori intermediari. O secondo è perduto aici probabil. Verstappen, Bottas, Hamilton, mai apoi Alexander Albon, rămâne în top 5 tailandezul Sainz în spatele lui Alexander Albon. Gasly pe 6, Raikkonen pe 7, Giovinazzi pe locul 8, Kvyat și Vettel completează top 10-ul. E foarte greu. E în momentul în care iau decizia acum că plutonul puteau sub... puteau să riște, pentru că diferența era destul de serioasă până la poziția următoare și poate avea șanse să iasă pe locul 3. Pe același loc, sau poate pe 4 cel mult.
13 secunde. Verstappen a schimbat și a ieșit în 9 secunde pe circuit. Avea timp. Da, ar fi fost la limită. Probabil că echipa... Dar în niciun caz nu erau multe mașini. Pentru că de la Albon până la Sainz mai erau încă 3 secunde. Era cel mult problema unei singure mașini. Da, e clar că aici Mercedes în continuare se gândește la victorie cu Lewis Hamilton. 9 cu 5, 14. Eu cred că se putea risca. Mai târziu, dar intră. Magnussen, a câta oară? 5 oară? Așa. 5 oară. S-au școlit și cei de la Haas după problemele avute în Australia, atât în 2018 cât și în 2019. Bun schimbul danezului. E o intervenție de durată, e clar. Se lucrează încă, se intervine încă în zona virajului 17. Păcat. Aici nu trebuia să... El a accelerat. Nu trebuia să accelereze. Trebuia să încerce să revină pe circuit. Vezi, ne demonstrează din nou Hülkenberg de ce nu are încă o clasare pe podium în Formula 1. A lucrat cu echipe bune, totuși. A lucrat cu Force India, a lucrat cu Renault, a lucrat cu Williams. E clar dezamăgit. Și mi-e teamă, sincer, că și acest incident va conta alegerea pe care o să o facă Siri David Bull. Chiar a spus la un dată Hülkenberg, pentru că se anunțase cumva pe canale neoficiale că s-ar putea să fie refuzat de Renault anul viitor. No, I'm not gonna have this. I don't know. My tires aren't in a particularly great shape. Okay, copy, Lewis. E visul cel mare al constructorului Renault, cu un francez pilot titular, cu un chinez și cu un francez. Echipa ideală pentru acest producător auto. Și francezul poate să fie Esteban Ocon. E pe lista lui Cyril David Bull pentru 2020. S-a vorbit mult despre Ocon și în weekendul de pe Hockenheim. Unii au spus foarte aproape să apară în locul lui Hamilton în ziua a doua Grand Prix-ului. E posibil să fi fost acolo mai mult reclamă decât adevăr. Iată un steag al Olandei aici pe gardul din zona virajului 17. Cu siguranță sunt mulți fani ai lui Verstappen și în acea porțiune a traseului. Un steag danez. Și anul trecut tot acolo l-am văzut. Era pus pe balustrada din tribuna Mercedes. N-are pentru cine să fie decât pentru Magnussen. Tatăl său e prezent la Hockenheim, iar Magnussen, invitat de Haas în Grand Prix-ul de pe Hockenheimring. Cine are intermediare uzate caută puțină apă rămasă pe circuit ca pe aer. Și ne uităm la Hamilton. Către el aruncai cu degetul, îndreptai degetul, da, către lui Hamilton pe locul 3. Trebuie să dea niște explicații. Însă răul a fost făcut. Da, acesta este un debrief la cald. Se va face și analiza în urma citirii datelor de telemetrie. Safety car-ul rămâne pe pistă. A avut treabă serioasă Vermeilander în acest weekend. What do you feel on track conditions, Max? It's tricky, mate. It's pretty dry here in the back, but around you guys it's slippery. Da, poate că până la urmă Mercedes va avea din nou ceva noroc. Bine, pe de o parte, pe de altă parte, dacă Hamilton intră și trece pe slicuri, trebuie să satisfacă acea penalizare. Și nu cred că Hamilton duce la bun sfârșit Grand Prix-ul cu pneurile intermediare actuale. Nu cred. Da, oricum ai face calculul și dacă ar fi la timp, mai sunt totuși 30 de minute, poate chiar mai bine. Și asta cu timpul. Au fost foarte multe momente după episodul 2011 Canada, când s-a impus intervalul de 2 ore. De multe ori s-a depășit acel interval, cu bună știință, chiar bine. And no more rain expected from here to the race. So best chance we have to win the race is getting Verstappen at the restart. E optimist inginerul lui Hamilton. Dar nu imposibil, acesta este momentul. Nu știu dacă într-adevăr ăsta e momentul cel mai potrivit, pentru că la 3 tururi Verstappen, dacă va fi depășit și pe 2, va avea DRS și e destul de complicat. E adevărat,
Ok, e cea mai bună opțiune, ca Hamilton să treacă de Verstappen și mai apoi cei doi să intre în paralel pentru schimbul intermediare slick-uri, dacă într-adevăr nu o să mai plouă de acum înainte. A agitat și seniorul Sainz în standul de comandă McLaren. Nu l-am văzut niciodată în acea zonă pe... Da, sau dublul campion pe pitbull, exact. Nu l-am văzut niciodată acolo, dublul campion mondial de raliuri și câștigător în Dakar. Dar de ceva vreme e alături de fiul său în padocul Formulei 1. Restart, intră safety car-ul, se pregătește foarte bine Verstappen. A încercat Hamilton acolo să vină în paralel cu Valtteri Bottas. Să vedem cine trage lozul câștigător la acest nou restart. Aici este o zonă alnecoasă, trebuie să fim foarte atenți. A plecat bine Verstappen, a plecat bine, nu poate fi atacat de Valtteri Bottas. A, și prezența lui Bottas în spatele său nu stresează nici măcar prezența lui Hamilton. Iată ce bine s-a pus în mișcare pilotul Red Bull. 2 secunde deja. Fără probleme, doar pe linia de start susține. Lewis Hamilton mai mult trebuie să fie atent în spatele său la reacțiile lui Alexander Albon. Pierre Gasly îl atacă și el pe Carlos Sainz. Exact, și Vettel îl atacă pe Giovinazzi. Vettel pe exterior, la intrarea pe parabolică, trece germanul foarte frumos. Cred că Magnussen a intrat pentru softuri. Pentru slick-uri și implicit softuri. El a fost primul care a avut curajul, exact, să pe softuri. Ce aici? Ce aici? E băgat la mijloc Hamilton, trece nu Sainz, pot oare? Să cred, da. Mai bun pe reaccelerare ibericul Carlos Sainz e pe interiorul lui Hamilton, stresat de prezența lui Alexander Albon, l-a pierdut din priviri pe Carlos Sainz. Deocamdată rezistă, deocamdată Hamilton rezistă pe locul al treilea, a trecut însă Carlos Sainz, a urcat pe 4, Alexander Albon împins pe 5. Gasly acolo a trecut. Super, super, Pierre Gasly. Și greșește Albon, trece și Raikkonen. Vettel e acolo, trece și el. Extraordinar. Pică precum o piatră tailandezul. Greșeala aceea din zona arenei Mercedes l-a costat, a fost efectul dominoului. Poziție după poziție cedată de tailandez, Alexander Albon de pe 4 a ajuns pe 8. Nu găsește Vettel. Din nou a ajuns în spatele lui Raikkonen. Nu găsește arme pentru a trece de finlandez. Poate e vorba și despre orgoliul nordicului până la urmă. Sacrificat pe final de 2018. Ce spui de asta? Verstappen. Ce spui de asta? Pune softul. Dacă nu mai plouă până la final, este alegerea corectă, câștigătoare. Bottas schimbă și el. A rămas pe circuit Hamilton. Hamilton, Raikkonen și Vettel. Sebastian Vettel era să lovească din spate la intrarea pe parabolica pe Kimi Raikkonen. Comportament instabil dezvoltat de mașina Ferrari. În ultimul moment mi s-a părut că Vettel l-a evitat. Până la urmă trebuie să treacă de Raikkonen și în momentul în care va schimba Hamilton, ai satisfacția dacă conduce măcar un tur în această cursă. Uite că nu trece. Nu trece pentru că au motoare relativ similare și pe accelerare e cam aceeași poveste. Iar Raikkonen e un tip foarte dificil de depășit. Și acolo pe interior n-avea voie să încerce Vettel. E mult prea lată mașina. Într-o competiție de GT-uri, poate într-o competiție de turisme, s-ar fi putut depăși. Formula 1 e altceva. Box, box. 5 secunde, Raikkonen va fi la conducere cu Sebastian Vettel pe locul 2. A, să vedem unde se întoarce Hamilton. Trebuie să cedeze și acele 5 secunde primite după penalizare. La limita punctelor, cred. Undeva în zona lui Bottas. E un moment important în cursă. Un alt moment extrem de important e o penalizare care putea să strice bucuria celor de la Mercedes. Dar 15... Nu! Raikkonen și Vettel intră și ei. Giovinazzi va conduce cursa? Nu se poate. A intrat și Giovinazzi. Nu. Stroll ar putea să conducă această cursă. Haideți să vedem. Da, Stroll e lider. Verstappen pe 2. A ieșit în fața lui Hamilton, evident. Sebastian Vettel, unde este Raikkonen? Giovinazzi a intrat și el. Raikkonen cred că e în fața lui Vettel. De acolo, e lipit. S-a făcut schimbul, exact. Pe linia boxelor. După un has se întoarce Lewis Hamilton, după Romain Grosjean, e după francez. Cât de mult a căzut, e pe 12. În afara punctelor deocamdată. A condus pentru câteva secunde, să știi, Lance Stroll. L-a taxat imediat Verstappen. Incredibil cum strică bucuria omului olandezul. Ce bătălie și aici între piloții Red Bull, între Alexander Albon și Pierre Gasly.
Da, nici nu poți să spui vechea generație cu noua generație, pentru că practic sunt din aceeași generație. Sunt din aceeași generație, exact. Și se luptă pentru viitorul la Red Bull. Vettel, din păcate, este în urma lor, din fericire în fața lui Hamilton. Asta, dar răsturnare de situație. Kimi cred că a făcut o prostie. Kimi e în urma lui Grosjean. Pe circuit, probabil, da. A fost depășit de francezi. Nu, au ieșit, Vettel a ieșit în urma lui Grosjean, iar Kimi în urma lui Vettel, și Vettel a trecut de Grosjean. Iar Kimi a rămas în urma lui Romain. Au ieșit în spatele pilotului Haas de la boxe, în pereche, cei doi. Dar Bottas, având în vedere că în fața lui sunt piloți care trebuie să treacă pe la boxe, nu mai țin pe tur, Daniel. Asta vreau să spun, nu mai țin minte Kvyat, nu cumva a schimbat primul pe softuri. Nu a intrat cu Magnussen. Eu mi-l aduc aminte pe Magnussen, nu mai știu dacă Fiat a fost lipit de danez. Uite unde este Magnussen. Record pe tur. 6. Nu pot să cred, Daniel, Fiat e pe podium în momentul ăsta, e pe 3. Da, e nu. Pe... Asta este duelul dintre Gasly și Albon, dar cred că și Kvyat are softuri. Pentru că nu avea cum să facă 1.20. Da, imposibil. E pe locul 3 pilotul Toro Rosso. Bine, e pe locul 2 Lance Stroll. Nu, revenim în aceea zonă în care se află Alexandru Albon. Nu, toată lumea pe slick-uri. Toată lumea e pe slick-uri și pe soft-uri, cred. Iar de acum până la final e o cursă de sprint. Frumos desfășurătorul. Aceasta ar putea să devină cu adevărat cea mai frumoasă cursă Stroll din turul. Stroll încurcă acolo, pentru că el este mai lent cam cu vreo 2-3 secunde decât oamenii din urmă. Nu pot să nu fiu decât de acord cu ceea ce spui, cu Lance Stroll care încurcă. How's it gone this bad? Yeah, copy loose, that's something we're gonna certainly review. După cursă, probabil că se va face o ședință și se va discuta despre ceea ce s-a întâmplat aici în Germania, în weekendul în care Mercedes puncta acel interval, 125 de ani de implicare în sportul cu motor. N-a fost să fie. Pole position, iar... Gasly! N-avea voie să ajungă acolo. E foarte multă apă și are slick-uri francezul. Va fi în pericol. Vettel știe acest lucru. De două tururi, Verstappen i-a luat lui Stroll aproape 5 secunde. Fiat e pe locul al treilea, mai rapid decât canadianul cu o secundă și o zecime. Din nou, iată, apar ceva picături pe lentila camerei, dacă nu cumva... Poate s-a dus de vânt. Da. Cu DRS-ul a trecut Alexander Albon, vine aproape și Vettel de Pierre Gasly, pe aceeași zonă, pe parabolica. Asta era o cursă... N-a pus hardul, cred. Da. Magnussen, în rest, a pus, cred, toate cauciucurile permise pentru weekend. A plecat cu pneu de ploaie, a pus intermediar, a pus softul, parcă a pus și mediu, cu galben, dacă nu mă aduc în aminte. Acum, din nou, pe softuri. Asta era o cursă de speculat pentru Ferrari, era o cursă bună de speculat pentru Vettel, pentru Leclerc, în special la Leclerc mă gândesc. E o cursă bună de speculat, dar pentru Red Bull, pentru că tot timpul sunt pregătiți, cu Max Verstappen sunt acolo, la Ciupici. Uite ce se întâmplă. Asta e mâna strategilor, foarte bun la Red Bull, foarte bun la Mercedes, din păcate e un mare minus pentru scuderia. Nici o șansă pentru Stroll. Greșește pe frânare. L-a momit pe canadian, a greșit pe frânare Stroll și o să-l taxeze în față. Exact. Nu, așteaptă zona de rest, evident. Deocamdată Bottas doar privește duelul dintre cei doi. Cu DRS-ul activat, rusul urcă pe locul al doilea. Uite cum a fost Hulkenberg pe locul 2 și cum este Dani Kvyat. Eu spun că Dani Kvyat termină pe podium. Nu-l văd incapabil, psihic, mental, să nu se poată lupta pentru, nu neapărat pe locul 2, pe locul 3, dar va fi pe podium. Dar cum ar fi, îți dai seama, o dublă Honda, a fost victorie Honda în Austria, să fie o dublă Honda aici, în Germania. Două echipe diferite, senzațional. Dacă nici în condițiile astea, șeful cel mare nu e convins să investească și după 2020, înseamnă că Honda s-a decis de mult să plece din campionatul mondial. Ne întoarcem la duelul dintre Kevin Magnussen și Pierre Gasly. Uite cine a făcut record pe tur. Giovinazzi de la coada plutonului a schimbat cu alte pneuri, a pus softuri. Da, e momentul ratat, e depășit, da, la imediat când a ieșit de la boxe. Da, nici măcar jumătate de tur n-a apucat să conducă până în lacul de păr. Vettel a rămas singur, singurel, pe locul al șaptelea.
Povesteam de acele statistici mai puțin obișnuite. Cineva a găsit o statistică de genul după calificări pe 1 plus pe 2 egal pe 3 ca numere de concurs. Prima poziție lui Hamilton 44 plus 33 Max Verstappen egal 77 cât avea Valtteri Bottas pe locul 3. Tot acolo am găsit pe această arhivă mai puțin obișnuită. Ayrton Senna rămâne pilotul care a câștigat cele mai multe curse conduse din pole și până la final fără niciun moment de în care să fie depășit de altcineva, chiar dacă a trecut pe la boxe. Mare lucru. Da, asta spune totuși că nu trăim chiar o perioadă de dominație clară a unui pilot sau unei echipe. Nici Schumacher n-a reușit să facă acest lucru, dar aminte lui Hamilton. Da, Hamilton până la urmă semnează recorduri pentru număr de victorii, pentru număr de poluri, pentru fel duble, de... pentru exact, duble, pentru reușite Mercedes. Dar într-un calendar cu 20 de curse, Ayrton Senna pilota într-o perioadă în care erau 15, 14, 15, 16 etape. Acum e vorba despre cu totul și cu totul altceva, mai ales că Hamilton colaborează și cu cea mai importantă echipă din noua era, V6 hibrid. Rămâne pe 3, dar nu o să mai stea pentru mult timp acolo Stroll. Da, Bottas nu trece de el. Și mai mult, Carlos Sainz s-a apropiat de Valtteri Bottas. Va avea de restul, amândoi vor avea de restul pe parabolica. S-a curg galbene din nou și mi-e teamă când văd acestea galbene. S-a mai întâmplat ceva. Decor, exact. S-a mai întâmplat ceva, e persistent să curg galben pe sectorul 1. Iată nu motivul! Pot să cred! A greșit în primul viraj Hamilton, e pe din afară, s-a păcălit în 17, s-a păcălit și primul viraj. Și cred că reacția publicului spune multe despre... A fost scos din starea de bine, acea greșeală de strategie. Oh! A avut noroc. 180, dus către perfecțiune. Da, 360, nu, 360 dus către perfecțiune. Dar uite cât aproape a fost de parapet. S-a dus pe bordură. Uite cât de aproape a fost. A și lovit. S-a dus pe acea bordură supraînălțată din primul viraj. E foarte multă apă acolo. Și a pierdut controlul monopostului. Bottas nu trece de Stroll. Sunt trei piloți acolo într-o secundă. Stroll, Bottas și Sainz se luptă pentru locul 3. Asta nu poate decât să-l ajute pe Daniel Kvyat. Prieteni, în foarte scurt timp ne vom muta de pe DigiSport 1 cu această cursă de Formula 1. De pe DigiSport 1 vom trece pe DigiSport 4 și varianta HD vom rămâne acolo până la finalul întrecerii din Germania. Vom avea, fără întreruperi de data asta, reacții, ceremonia podiumului și așa mai departe. Vom avea timp suficient să tragem concluziile, așadar peste aproximativ un minut, poate chiar mai puțin de un minut, ne vom muta și pe DigiSport 4, vom rămâne în paralel, după care doar pe DigiSport 4 și varianta HD. Suntem în direct și pe DigiSport 4. Vom rămâne aici pentru a urmări finalul Grand Prix-ului Germaniei, poate cea mai frumoasă cursă de Formula 1 din 2019. A greșit de numai puțin de două ori liderul clasamentului general lui Hamilton și după ultima eroare comisă în virajul de nord, e clar că Hamilton a fost scos din zona de confort, a pierdut foarte mult. Iată, Hamilton a ajuns pe locul 15. Inițial, după aceea eroare, se trezise în spatele lui Giovinazzi. Între timp, Hamilton a apărut pe locul 15 după cele două monoposturi Williams. Kubica e pe 13, Russell pe 14. Din ce în ce mai departe, liderul competiției Hamilton riscă să părăsească Hockenheimringul fără să strângă punct în clasamentul general. Pe de altă parte, Valtteri Bottas e obligat să spele onoarea celor de la Mercedes în acest weekend extrem de important, la startul cu numărul 200 în Formula 1 ca echipă de uzină, în momentul în care Mercedes semnalizează 125 de ani de implicare
sportul cu motor. De minute bune, de tururi bune, Valtteri Bottas e blocat în spatele pilotului Racing Point, în spatele canadianului Lance Stroll. Urmărea cu jind duelul Sergio Perez. Din păcate, Perez a fost trecut primul pe lista abandonaților. Colegul său e pe 3, Stroll, care are o singură clasare pe podium în Formula 1. A fost acel podium prins la Baku în 2017 cu Williams, în anul în care debuta în competiție. Nici de data asta n-a fost să fie, nici în virajul 6 Bottas nu reușește să-l depășească pe pilotul Racing Point. Vedem care este situația în clasamentul general, situația în timp real, cu un Hamilton care nu punctează, cu un Verstappen pregătit să obțină a doua victorie din an, pregătit să ia toate cele 25 de puncte. Și cu Bottas care, dacă urcă pe locul 3 și trece de Stroll, va veni la o victorie de Lewis Hamilton în clasamentul general. Eu nu pot să cred, nu pot să cred asta. Nu, e dincolo de puterea mea de înțelegere. A venit cu DRS, a venit pe exterior, iar Kevin Magnussen aici, mie mi se pare că este cel care s-a ambiționat și nu vreau să fiu în locul lui Günther Steiner. E un pachet de nervi, Steiner. E un pachet de nervi. S-a curcat bine din nou, Bottas, e ceva acolo. Bottas. Nu se poate. Bottas incredibil, distruge, safety car din nou. Distruge chiar și ultima speranță a lui Toto Wolff. 125 de ani de Mercedes fără punct în cursa a asta. A călcat în picioare ultima speranță a austriacului. Exact asta spuneam. A fost în pole Hamilton, s-a încheiat pentru britanic. Bottas trebuia să spele rușinea, se încheie și pentru finlandezul Valtteri Bottas. Și uite cum Stroll, pe care l-am hulit, l-am blamat, e pe 3. Everything okay, Valtteri? El e ok fizic, doar că moralul este serios gâlțit. Toto Wolff a spus: până în august nu vreau să iau nicio decizie în ceea ce privește al doilea pilot al echipei în sezonul viitor. Mi-e teamă să ai o astfel de șansă, să poți recupera atâtea puncte în clasamentul general. Totuși, uite diferența, a ieșit exact unde a ieșit Hamilton. Exact unde a ieșit Hamilton, numai că el nu a știut să gestioneze acel tetachio. Tot acolo a încercat flat out în 1. Ești omul care îl urmărește pe Hamilton în clasamentul general. Câștigă rucsacurile de distracție Ursus Antol pe momente.cool. Ce începe cu Ursus se termină epic la Untold. Corso intenso, cu migdale în ciocolată, se acoperă înghețata toată. Corso intenso, într-un stil nou, dar la fel de intenso. A intrat azi pe Public 24 să vezi anunțuri? Să vând în toată țara, mă! Intră pe Public 24 ca să cumperi sau să vinzi imobiliare, mașini, telefoane, electronice și multe altele. Profită și tu de livrarea gratuită. Public 24. Vinzi și cumperi ce-ți dorești. Vino acum la Altex și ia-ți consolă Microsoft Xbox One S, capacitate HDD 1TB, 8GB RAM și joc Forza Horizon 4, inclus la 1091,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. A, uite, încă una de la Ciuc. Nu, era încă una și mă duc. Nu, uite, încă una de la Ciuc. Așa e. E o bere nouă de la Ciuc. Ciuc IPA. Ambalaj modern și gust aparte. De la hameiurile speciale. Un pale ale ușor de băut. Tu ce zici? Are gust de... încă una. Încearcă una nouă de la Ciuc. Ciuc IPA. Pentru cei deschiși la nou. Deodorant Nivea Men Deep. Protecție imbatabilă datorită puterii carbonului. Efect antibacterian și parfum puternic masculin. Nivea Men. Totul începe cu tine. Îndrăznește mai mult cu deodorantele Nivea Men Deep cu parfum intens, Amazonia și Espresso. Bogdan și Diana. De 15 ani un magazin alimentar de succes aprovizionat de la... Și ce veți face cu profitul? Poate o casă nouă. Cu etaj sau cu piscină? Cu etaj. Și cu piscină. Aprovizionează-ți afacerea de la Metro și investește profitul în lucrurile la care visezi. Volare! Oh! Cantare!
Momente de respiro cu Peroni. Ok, ce zici de asta? Ce zici de 300 de kilometri până la cel mai bun restaurant din lume? Super! Și 300 de kilometri până la tortul făcut de bunica? Și mai bine! 300 de kilometri de distracție! Să pornim! Și pentru un pui de somn? Perfect! Renault Zoe, 300 de kilometri autonomie, 100% electric! Numai la Altex ai până la 28% reducere la televizoarele Samsung. Ia-ți acum televizor Samsung LED Smart Ultra HD 4K cu diagonala de 138 cm cu 28% reducere la 2447,9 lei și SmartWow Samsung Galaxy A40 model 2019, capacitate 64 GB la numai 949,9 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Profită acum de programul Rabla. Renault Zoe, cu rată de leasing și servicii de la 149 euro pe lună, fără TVA. Timișoreana nepasteurizată. Gustul proaspăt ca în pivnițele fabricii de bere. Chiar dacă faci cele mai tari chestii sau nu, vara asta o să fie pe gustul tău. Pentru că Mac Combo e mereu la super preț. Vino și încearcă noile cheeseburger și McPuișor fresh cu suc sau cartofi la doar 6,5 lei. Doar la McDonald's. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când rezervi produsul pe net și apoi mergi în magazin să-l ridici. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai mașina de spălat Whirlpool 7 kg A3 Plus și Fresh Care la 1191 de lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Sunt o mulțime de situații în viață când temperatura îți va crește. Serviciul, sala de sport, prima întâlnire cu ea. You're lucky you have Spray Performance. Gel de duș pentru prospețime care durează până la 12 ore și deodorant spray pentru protecție până la 72 de ore. New Spray Performance line. Life is sweaty, not you. La Unibet poți construi pariuri unice cu noua opțiune Creare Pariu. Combină pe același bilet victoria favoriților, pariuri pe goluri, cornere sau cartonașe, pentru a obține pariul ideal. Pariază live pe fotbalul intern și internațional de pe telefon, tabletă sau laptop. Unibet, de la jucători pentru jucători. Liga 1. Aici joacă România. Bun găsit tuturor, vă spun de la această oră, Cătălin Cârnu și Dan Ștefănescu. Suntem pe Ion Oblemencu, acolo unde stă să înceapă primul meci al zilei din runda cu numărul 3 din Liga 1. Craiova împotriva Chindiei. Craiova, una dintre cele două echipe cu punctaj maxim după primele două etape. Era la egalitate de puncte cu Viitorul, care joacă ceva mai târziu împotriva lui Hermannstadt, aici pe Digi Sport 1 de la ora 21. Între timp, cele două au fost depășite de CFR și Poliaș. Salutare tuturor! Da, Chindia Târgoviște, una dintre cele șase echipe care continuă drumul către prima victorie în Liga 1. E o premieră, să nu uităm, Chindia, una dintre nouă promovate, a schimbat foarte interesant distribuția pe teren pe care ne-o afișează Viorel Moldovan. În poarta Ioani, fundaș dreapta, a rămas Martac, în lateral stânga joacă Robert Neciu, în centru Cornel Dinu și Mihai Leca. În final, la închidere, Daniel Novak îl are alături pe capitanul Liviu Mihai, Neguț Neicuțescu trecut în centru, în tridentul ofensiv, și Daniel Florea în stânga, iar vârful împins este Mihai Văduț. A Ovidiu Bic rămas pe margine, Daniel Florea titular,
asta față de ce am văzut la precedenta, la precedenta partidă, aceea cu viitorul pe teren propriu. Vestea bună, apropo de atacul Chindiei Târgoviștei, constă și în banca de rezerve, unde de a revenit Cherchez, da, golgheterul din sezonul trecut, omul care n-a prins deloc lotul în precedentele două dispute. Viorel Moldovan în continuare echipat, evident, în trainingul echipei Chindia Târgoviște. Știm bine că a existat discuții pentru ca el să preia banca echipei Dinamo. Însă atâta vreme cât Dinamo are de plătit pentru palul pe Viorel Moldovan, cei de la Chindia pot sta liniștiți. Craiova cu Piliaceli în poartă, Vlădoiu, Chelici, Aca și Bancu, cei patru fundași, apoi Ivanov, Cicâldău și Camerci, Aca. În ofensivă, Bărbuț, Roman și Vasile Constantin, cel care a marcat golul victoriei în partida împotriva unei alte nou promovate. În prima etapă a fost 3-2 împotriva Academicii Clinceni. Vasile Constantin intra la 2-1, undeva în minutul 83-84, a marcat golul de 3-2, golul victoriei în prelungiri, minutul 94-95. Da, până la urmă 3-2 s-a dovedit a fi specialitatea casei pentru cei de la Universitatea Craiova. 3 succese cu același scor de fiecare dată și cu Sabail, fără înfrângere Universitatea Craiova în acest debut de sezon. 0-0 la Ghior, însă cu Honved Budapest. Aici Novak, ce bine a apăruse acolo între fundașii central Kelly și Stefan Aca. Până la urmă vine degajarea extrem de lungă a lui Piliaceli până la homologul său Mariana Ioani, unul dintre cei doi e puști, să le zicem, pe care mizează Viorel Moldovan conform regulamentului. Al doilea este Nei Cuțescu, cel care a marcat primul gol al Chindiei în actualul sezon, acea super reușită în partida de la Mediaș. Iar al treilea e Neciu, fundașul stânga împrumutat de la Viitorul, care a jucat la Farul în sezonul precedent, are și el tot 20 de ani. La acest capitol lucrurile sunt destul de simple pentru Viorel Moldovan. Paioani joacă pe merit. În primul 11 a fost titular pe toată durata sezonului precedent. A avut evoluții bune și în aceste prime două etape. Chiar dacă are doar 19 ani, a primit încredere, are continuitate și poate să crească foarte frumos. Da, în pressing s-a aflat acolo fundașul drept al Chindiei, Marius Mădălin Martac. El e trecut totuși de prima tinerețe, 28 de ani, din nou Viorel Moldovan în prim plan. Chiar a apărut înainte de plecarea spre Bănie, alături de președintele clubului, Marcel Ghergu, într-o conferință de presă, pentru a liniști un pic toate zvonurile pe care le auzisem cu toții privind plecarea lui Viorel Moldovan la Dinamo. Primul corner al meciului, Horia Mladinović, unul dintre arbitrii pe care mizează cei de la Comisia Centrală. Anul trecut a avut apariții, hai să le spunem, sporadice la nivelul Ligii 1, a fost observat de mai mari de la Comisia Centrală. Acum iată-l apărând deja în etapa a treia la o asemenea partidă. Pe Ion Oblemenco e cornerul oaspeților. Bună lovitura de cap. Mingea însă traversează toată suprafața de pedeapsa oltenilor. Recuperează însă Voduz. Vine cu centrarea. Piliaceli boxează. Nu o face însă concludent. Încă o încercare de centrare șutată. Emoții totuși pentru olteni. A un start bun al Chindiei, pe exact cum a fost și în runda precedentă, la Ploiești, acolo unde joacă meciurile de pe teren propriu echipa antrenată de Viorel Moldovan. Un prim sfert de oră foarte bun împotriva Viitorului, o ocazie foarte mare a lui Neguț, pe care l-am avut acum în imagine, o bară. Până la urmă Chindia a pierdut în fața Viitorului, 1-0. Un singur punct după două etape pentru echipa lui Viorel Moldovan, dar și programul a fost destul de dificil, pentru că e greu să câștigi la Mediaș. Gaz Metan, o echipă bună pe teren propriu, a demonstrat-o în sezonul precedent, apoi să joci cu Viitorul, acum etapa a treia, joc împotriva Craiovei. Dar cred că ține de programul echipei Dinamo, pentru că în următoarea rundă cei de la Chindia Târgoviște vor da piept cu CFR Cluj. Da, cam așa stau lucrurile. Dinamo a încasat-o 5-0 de la Viitorul Constanța. Chindia abia a luat un gol și de aici încolo
toate celelalte calcule, supoziții, va aparțin. Este primul atac pe care îl încearcă Universitatea Craiova cu pase ceva mai bune. Ștefan Vlădoiu, nevoit să întoarcă, o face bine pentru Chelici. Nu e așa multă lume în tribune pe cât ne așteptam. Bărbuț, marcatorul primului gol în runda precedentă pe Arena Națională cu Dinamo, o centrare slabă acolo în 6 metri, o minge respinsă ușor de apărarea Chindiei. Bărbuț nu-l mai așteaptă pe Vlădoiu, repune el de la margine. Chelici pentru Ștefan Aca. Nicușor Bancu, echipa medicală a Universității Craiova a avut ceva de lucru și a spart capul în meciul de la Gheorghe cu Honved Budapesta, încheiat remiză 0-0. O partidă cusut pe teren acolo. Exact, pe viu precum pugiliștii în ring. Bancu însă și astăzi titular, purtătorul banderolei de capitan. Și apropo de Universitatea Craiova versus Honved Budapesta, returul îl veți putea vedea împreună cu noi pe Digisport 1, joi de la 19:15. Posesie pentru Craiova, primește Cicâldău, care a avut o vacanță mai lungă după ce a participat la campionatul european de tineret. Bărbuț, bagă mingea în careu, Cicâldău e acolo și să vedem, obține lovitura de la colț. Apropo de Cicâldău și de vacanța un pic mai lungă, poate că cei de la FCSB, doar așa ca idee, i-ar mai fi putut lăsa lui Denis Man măcar câteva zile în plus. Asta apropo de... Sau lui Nedel. Da, apropo de toate cele ce se întâmplă la nivelul vorbelor în această perioadă. E minutul 7 însă, Universitatea Craiova, Chindia Târgoviște, 0-0, Ivanov Bulgarul bate pe 6 metri, balon respins însă de acolo. Și cum e, se poate face o discuție apropo de ceea ce s-a întâmplat în această vară. Cicâldău a avut o vacanță mai lungă, cei de la FCSB au intrat mai repede în program, așa a apărut accidentarea lui Nedelcu, forma mai slabă al lui Denis Man e pusă tot pe seama acestui lucru. Pe de altă parte, Darius Olaru de la Gaz Metan, care a fost și el la campionatul european, imediat după ce s-a terminat turneul final, a plecat în cantonamentul Gazului. E adevărat, însă n-a jucat atâtea minute ca Denis Man, dar în fine, sunt multe discuții care pot lua naștere după asemenea jocuri. Iar Denis Man n-a avut totuși, după părerea mea, o evoluție slabă. Hai să spunem una rezonabilă. Până la urmă nu poți să fii zeu în fiecare partidă, pentru că n-ai mai jucat la FCSB. Exact. L-am văzut pe Neicuțescu, autorul acelui gol foarte frumos de la media, și până la urmă joacă în partea stângă. Florea e cel care îl sprijină pe Văduț în ofensivă. O minge acum la Cornel Dinu, fundașul central de parte dreaptă, un balon pe care îl pierde Mihai Văduț, recuperare a oltenilor. Da, foarte bine a strâns acolo Neicuțescu, Liviu Mihai dă drumul din prima, se poate declanșa contraatacul în flanc, Aca apare înaintea lui Neguț și va fi doar repunere din margine pentru dâmbovițeni. Apropo însă de formula pe care a trimis-o acum Viorel Moldovan și mai cu seamă de sistemul de joc, nu e corner. Da, interesant, până acum doar Daniel Novak era omul din fața apărării. Acum și Liviu Mihai a fost retras. Daniel Florea apărea mai mereu în repriza secundă și era trimis undeva în zona fundașilor centrale adverși. Acum rolul său este de a-l sprijini pe Văduț din flancul stâng. Să vedem însă cum vor apărea la finalizare, deși iată-l pe Florea acum, undeva în partea dreaptă. Este în pressing Neguț, nu o face concludent, Ivorianul cu mingea la picior, Ștefan Aca n-are foarte multe soluții, Craiova însă reușește să construiască pase repetate, până la urmă apar cei de la Chindia Târgoviște și reușește să recupereze Neicuțescu, nu intră la un 2 corespunzător, Văduț însă i-a dat o pasă mult prea tare pentru distanța scurtă dintre ei.
fost o minge din nou pierdută de Craiova în zona centrală a terenului. Micușor Bancu, e bună această pasă, ba nu, până la urmă intervine acolo Mihai Leca, jucător cu experiență. Leca, la 27 de ani, a jucat în Liga 1, înainte să ajungă la Chindia. Dâmbovițenii periculoși la această fază, Martac pe o minge așezat, pasă ratată al lui Daniel Florea. Da. Senzația e că echipa lui Papură nu are startul de partidă pe care și-l doreau suporterii și că băieții lui Viorel Moldovan ar putea profita, dar există așa o anumită precipitare în rândul lor. Da, apropo de alte senzații tari, poate că Universitatea Craiova este surprinsă de pressingul pe care reușesc să-l facă fotbaliștii lui Viorel Moldovan. Iată, mereu mulți oameni în jumătate de teren, în jumătatea de teren adversă. Le este greu să construiască în momentul în care pasele au funcționat bine. Cei de la Universitatea Craiova au dus balonul în cealaltă jumătate de teren, ceea ce nu se întâmplă nici acum. Liviu Mihai pe viteză. Aca este însă mult mai bine plasat. Neguț accelerează formidabil. Și nu primește lovitura liberă, dar viteză remarcabilă pentru mijlocașul de bandă al dâmbovițenilor. Oltenii în posesie. De să plece Vasile Constantin, mingea cu foarte mare șansă ar fi putut ajunge la Cristi Bărbuț. Trebuia ca Paioani să se uite în altă parte. Este undeva pe linia porții. Neciu obține o repunere din margine după duelul cu Ivanov. Neciu și e din nou out pentru Chindia. Și a păstrat în mare parte lotul din sezonul precedent. Aceeași situație și la cealaltă nouă promovată, Academica Clinceni. Însă parcă la Chindia găsești mai mulți jucători care au avut contact cu ligantii și uitându-mă aici pe această formulă de echipă, doar Paioani, Cornel Dinu, Neciu și Necuț n-au jucat la Liga 1. În rest, toți ceilalți au meciuri mai puține în cazul lui Liviu Mihai sau Martac, sau mai multe în cazul lui Daniel Novac, Florea, probabil, da, are peste 100 de meciuri la Liga 1. Da, să zicem totuși un start ceva mai bun al Chindiei Târgoviște. Un punct până acum, apropo de Academica din Clinceni, da, 3 înfrângeri pentru formația lui Poenaru. Craiova însă nu dă semne că se teme sau că ar fi prea surprinsă de acest început de meci. Încearcă să țină mingea, e drept Corneliu Papură oarecum îngrijorat, pentru că lucrurile nu funcționează la parametrii optimi. În curând vom epuiza și primul sfert de oră al acestei întâlniri. E foarte cald în bănie, iar acum e intervenția lui Cornel Dinu, și el un fundaș central fără apariții foarte multe în Liga 1, 30 de ani experiență, un jucător util. Vom avea pauză de hidratare la Craiova, sunt 34 de grade în acest moment, un fault, lovitură liberă pentru Chindia. Vasile Constantin a fost cel care l-a încălecat pe Neguț. Mihai Leca, da, direct afară, a pasat pentru Neciu. Așa se întâmplă că nu pasez la timp, n-a avut ce face, a trebuit să grăbească un pic momentul, iar pasa nu a mai fost una exactă. Iată pressingul de care vorbeam, Kelici se descurcă încă o dată foarte bine, simplu pentru Piliaceli. Piliaceli a avut acele momente din debutul partidei, când a atins mingea și cu mâna, în rest Chindia n-a mai reușit să se apropie de poarta lui, așa cum fotbaliștii olteni n-au șutat până acum niciodată spre buturile lui Mariana Ioani. Camerceaca la Ivanov, mai departe Ștefan Vlădoiu, în mod normal va fi titular în acest sezon, Ștefan Vlădoiu, după ce l-am văzut pe Borța inițial. Borța a schimbat la pauză cu Dinamo, Vlădoiu a intrat și a jucat aproape perfect, astfel că a rămas în primul 11 și acum
revenit la Craiova după ce a fost împrumutat ligile inferioare la Sportul Znagov. Spre exemplu, la Sportul Znagov chiar a apucat să joace împotriva Craiovei într-un meci de cupă în septembrie 2018. Fără probleme, Robert Neciu la recuperare, balonul ajunge imediat la Neicuțescu, se schimbă flancul, atenție la această fază, se lovesc în plin cei doi și s-ar putea ca unul dintre ei, Olteanul, să vadă cartonașul galben. Cred că el a fost cel neglijent. E același Vasile Constantin și tot Neguție, fotbalistul pe care l-a tamponat. Neguț s-a dus în alunecare, a dat în minge, a ajuns primul. Tot în alunecare a venit și Vasile Constantin. Da, vestea bună este că amândoi au vrut să joace balonul și amândoi și-au retras piciorul cu care atacaseră mingea. Orian Mladinović a fost atent, n-a scos galbenul, iată aici momentul, oricum impactul destul de dur între cei doi. Și iată pauza de hidratare venită foarte repede, în minutul 16. Am putea avea chiar două pauze de hidratare. E și Roman pe teren, să știi, Mihai Roman. Urmărește și pariază live pe toate evenimentele importante la Unibet. Bucură-te de spectacol și închide-ți pariul când dorești. Pariază live acum. Unibet. S-a dus prima pauză de hidratare. Iată-l pe Thiago Ferreira în tribune. Vezi ce înseamnă televiziunea de înaltă clasă? Vin și astfel de momente, pentru că suporterii încep să simtă și să guste din astfel de momente. Reacția tribunei. Au intrat în stadion suporterii Chindiei, strigând Chindia, Chindia. Nu sunt foarte mulți. Am văzut la Ploiești însă, în meciurile jucate pe teren propriu, o tribună plină. S-ar putea să fie mai mulți data viitoare. Au fost mai bine de 4.000 de spectatori. Inițial nu ne-am dat nici noi seama. Tribuna întâi era înțesată. Probabil la fel se va întâmpla și la partida din runda cu numărul 4, cea în care Chindia Târgoviște va juca în fața campioanei în exercițiu, CFR Cluj. Și apropo de cupele europene, Universitatea Craiova are totuși 4 zile la dispoziție până la întâlnirea retur cu Honved Budapesta. CFR Cluj nu ar fi avut decât 3 zile. Tocmai de aceea am văzut și acea formulă pe care Dan Petrescu a trimis-o în meciul cu Dinamo. CFR Cluj care a plecat de astăzi în Israel, deși meciul este marți. Aici o șansă bună, prinde însă Paioani. Un șut de la marginea careului. Bună execuția lui Ciculdău. Cel care înainte să vină la Craiova avea un singur gol în Liga 1, tocmai împotriva Craiovei, într-un 3-3, a jucat pe aici în Bănie. Bună încercarea lui Ciculdău în un șut în diagonală, la fel de bine însă a anticipat și Mariana Ioani, care plecase direct pe colțul din dreapta porții sale. Hai să dă până la urmă lovitură liberă. A fost faul făcut de Bancu, deși mingea a rămas la capitanul Craiovei. Iată-l și pe capitanul oaspeților, Liviu Mihai, 31 de ani pentru el, are experiență, este omul din garda veche, apropo de Daniel Florea, de care aminteam ceva mai devreme, sau de Daniel Novak. Martac, numărul 2, stă pe respingere, centrarea arată bine, emoții pentru apărarea oltenilor, care reușește să rezolve. Mingea aruncată din nou în afara suprafeței de joc. Novak scoate în lateral, lipit de tușă și va fi corner în mod normal. De fapt, doar punere din 6 metri.
Periodic, echipa lui Viorel Moldovan, Moldovan lansează așa cât un avertisment la adresa Craiovei. Sunt momente în care Chindia e mai insistentă. Ne apropiem de jumătatea primei părți și n-am avut nicio ocazie. Da, să știi că arată bine Chindia Târgoviște. Apropo și de meciul cu Viitorul Constanța, o primă repriză în care s-au ținut foarte, foarte bine oamenii lui Viorel Moldovan. Au avut și acea ocazie uriașă când Neguț a lovit bara. Acum însă replica pe contraatac și primul galben pe care îl vom vedea. Bărbuț sare imediat la Daniel Florea. Da, foarte supărat Daniel Florea, n-am înțeles de ce. Poate că l-a certat Bărbuț, altfel faultul era de un galben evident. Cam greu să țip la arbitrul Mladinović, unul dintre cei mai înalți, un faul din spate urât al lui Daniel Florea. Bine, urâtă și reacția lui Cristi Bărbuț. Întotdeauna ca jucător de atac, în momentul în care vezi un astfel de faul petrecut sub ochii tăi, te gândești că și tu sau că puteai fi chiar tu și atunci evident lucrurile iau și o astfel de turnură. Da, urâtă intrarea, mai ales că l-a prins cu piciorul pe gazon, cu crampoanele în iarbă. Bine că s-a aruncat la timp totuși fotbalistul Craiovei și iată-l și pe Corneliu Papură. Greu de înțeles de ce unii dintre suporteri îi strigă de fiecare dată demisia, deși Universitatea Craiova a pornit foarte bine în actualul sezon. Două victorii în Liga 1, alte două succese cu Sabail. Rămășițele sezonului trecut, să nu uităm că... Sunt reminiscențele. Da, a venit Corneliu Papură în locul lui Davis Mangea și nu s-a schimbat nimic. N-a câștigat decât două partide, ambele pe teren propriu, la limită cu... Sau nu, un meci a câștigat cu Sepsi. Cu Sepsi. Da. Da, frumoasă încercarea. Apropo de ce am văzut și în meciul de la Voluntari, unde Astra s-a impus cu 2-1, Alibek de la jumătatea terenului, încercând să-l surprindă pe portarul ilfovenilor. Craiova însă, atenție, minutul 22, doar șutul lui Cicâldău a fost singura șansă pe care a avut-o trupa lui Papură. În rest, nu s-au apropiat, n-au intrat în careul de 16 metri al Chindiei. A Ioani. Foarte lungi degajările celor doi portari. Liviu Mihai cu capul neatent la această fază, până la urmă rezolvă Nicușor Bancu. Iar Leca, fără complicații majore, trimite în înaltul tribunei întâi. Am crezut că după victoria împotriva lui Dinamo, atmosfera se va mai liniști puțin. Însă vedem destule semne de nemulțumire din partea fanilor olteni. Șansa lui Ivan Martic acum. Vlădoiu are probleme. Spuneam că el ar trebui să fie punct fix acolo, în flancul drept. E probabil o consecință a faultului lui Daniel Florea. L-am văzut pe jucătorul Astrii venind să-i ceară scuze lui Vlădoiu, care nu mai poate continua. Va intra Martic. Aia, prins acolo piciorul. Nu, no, tocmai de aceea a venit și reacția lui Bărbuț. Spuneai de atmosfera din bănie. Să nu uităm, până la urmă, Craiova a bătut-o pe Dinamo, dar dacă nu se întâmpla, hai să-i spunem, acea accidentare, acea tragedie a lui Eugen Neagoe, nu știu dacă oltenii izbuteau succesul. Până la urmă n-a fost un meci super concludent pe care trupa lui Papura l-a făcut, dar asta contează mai puțin. Victorie cu 2-0, 3 puncte, iar Vlădoiu a încăput imediat pe mâna medicilor. N-am văzut să se fie operat schimbarea, deocamdată inferioritate numerică pentru Universitatea Craiova. E o perioadă complicată pentru Papură, care are probleme de lot. Mihăilă este accidentat, Iago Ferreira are și el la fel probleme medicale. Gardoș e accidentat, Gardoș abia s-a operat la genunchi, abia revenise. Chelici revine după accidentare. Aca, la fel, a avut și el probleme.
Acesta este Pivanov, jucătorul venit de la Gaz Metan Mediaș. Întârzie momentul repunerii mingii în joc, tocmai pentru a putea intra Ivan Martici. Da, problema la glezna piciorului stâng, exact acolo unde fusese acroșat, prins cu crampanele în iarbă și Vlădoiu înlocuit de Martici. Aceasta este confirmarea. Doi croați deja pe teren în 11-le Universității Craiova. Pe bancă l-am văzut și pe Alex Ioniță, și el chinuit de accidentări. Oltenii își pun mari speranțe în jucătorul împrumutat de la CFR Cluj, pe care l-ar putea transfera definitiv vara viitoare contra sumei de 1 milion de euro, spunea Florin Cârțu, în momentul în care a fost adus Ioniță, că speră ca evoluțiile lui Ioniță să o oblige pe Craiova să plătească 1 milion de euro anul viitor. Foarte tari intrările, încă o intrare tare de această dată a lui Neicuțescu. Ivanov e cel care a fost luat pe sus. Galben și pentru Neicuțescu. Da, de neînțeles și acest fault extrem de dur. Aceleași probleme însă cu gazonul de pe stadionul din Bănie. Sar și brazdele în momentul unor astfel de intrări. Foarte periculos a dus Neicuțescu cu talpa. Norocul lui e că nu l-a prins pe Ivanov, s-a dus prin fața lui. A mai ridicat și piciorul să fie sigur că îl va agăța pe adversar. Două galbene deja pentru cei de la Chindia Târgoviște, două faulturi destul de urâte pe care le-au făcut oamenii lui Viorel Moldovan. Cu toate acestea însă, Chindia reușește să țină mingea departe de propriul care. O a călcat acum pe balon Ivan Martici. Calm Liviu Mihai, talonat acolo și până la urmă faultat de Ivanov. Da, bulgarul a avut și șansă, era venit în viteză, este și un jucător totuși scund, agil, a știut și cum să cadă. Iată momentul în care îl lovește în gleznă din spate pe adversar, pe Liviu Mihai. E un meci aspru, deocamdată însă fără foarte multe faze de poartă, încă o intervenție corectă, precisă a lui Mihai Leca, fără să se complice. Ar fi putut prelua acea minge să se fi dus spre colțul terenului, dar pentru siguranță maximă a aruncat-o direct în afara suprafeței de joc. Tiago Ferreira trebuie să facă o rectificare, este suspendat. A luat 3 etape de suspendare în ultima partidă din play-off și e ultimul meci în care lipsește. Martici, o minge recuperată de Liviu Mihai. Leca încearcă să îl joace pe Mihai Văduț. Neicuțescu pretinde că a fost lovit de Ivanov, cel pe care el l-a faultat ceva mai devreme. Nu sunt ocazii deocamdată și ne apropiem de finalul primei jumătăți de oră. Vasile Constantin obține un corner din duelul cu Martac. Foarte bună viteză, impetuos aici jucătorul Universității Craiova. Încă o lovitură de la colțul terenului. Apropo de Neicuțescu, deși e un jucător de atac în general, are deja două galbene în acest început de sezon. Da, nu se descurcă foarte bine pe faza defensivă. Ori are anumite frustrări în momentul în care intră asupra unui adversar. Fază interesantă, Chelici cu capul peste, departe de poarta lui Mariana Ioani. Puține curse însă a încercat până acum capitanul craiovenilor, Nicușor Bancu. Nu l-am văzut mai deloc pe partea stângă sprintând. E un tip extrem de incisiv și de vivace. Să nu uităm, el provine totuși dintr-un om oarecum de atac, în niciun caz nu a fost fundaș. Mihai Văduț, în spatele lui Stefan Aca, vine degajarea lui Ioani.
Excelent, Daniel Florea l-a păcălit pe Chelici, minge ținută bine de cei de la Chindia Târgoviștea. Necuțescu, o pasă deșteaptă pe care a vrut să-i o dea lui Mihai Văduț. Ar fi fost o fază interesantă. Văduț aflat între Chelici și Aca, a izbutit să se găsească totuși culoarul. Intervine Leca și trimite până afară terenului. Precum fundașii englezi pe vremuri, fără complicații, dai în minge, numai să îndepărtezi pericolul din zona careului tău. Nu s-a complicat până acum deloc Leca. Pierde Vasile Constantin, acolo în fața lui Martac, apoi vine un nou fault. Încă o intervenție tare, de această dată asupra lui Bancu. Destul de fragmentat jocul, cel puțin în ultimele 10 minute. A intrat pur și simplu un adversar. Neguție, din nou corner pentru Craiova. Capitol la care poltenii stau bine până acum, după 30 de minute. Se duce Ivanov să execute cu piciorul stâng. Nici o veste de la Roman până acum. Nici o minge care să fie ajuns la atacantul Craiovei. Nu ajunge nici această centrare slabă a lui Ivanov. Da, chiar mă gândeam acum la un Colici, de exemplu. Poate s-ar fi descurcat mult mai bine în duelurile aeriene, dar la cât de proastă a fost centrarea, poate acum Bancu, excelent din prima și Ioani reușește să pareze această lovitură. Da, cât de repede și a curs acest contraatac, a așteptat Renato Chelici. Ca un veritabil număr 9 acolo a apărut în zona punctului de la 11 metri, reluare însă de fundaș. Da, Chelici nu apucase să se retragă după cornerul bătut prost de Ivanov. Echipa lui a recuperat, astfel că s-a gândit să își încerce norocul și se vede că a luat decizia potrivită. Era singur el acolo, nu se gândea nimeni că trebuie să-l marcheze. Da, aici intervine însă un atacant, pentru că în mod normal, dacă Mihai Roman se afla acolo, poate alta ar fi fost soluția. Iată momentul, Nicușor Bancu imediat a accelerat, a ridicat privirea, a pasat precis la întâlnire pentru Renato Chelici. Roman a fost primul care s-a luat cu mâinile de cap. Din nou pauză de hidratare. Da, apropo de pauzele de hidratare, uite, și de marketingul pe care îl vedem în fotbal, ar fi un moment în care una dintre companiile de apă să se remarce. Micul suporter oltean, din câte ne-am dat seama. Da, uite, nu e plictisit, din fericire. E minutul 33 și în pare continuare. Să nici nu resimtă căldura. Exact. Corneliu Papură nu vorbește foarte mult, apropo de omologul său, Viorel Moldovan, care își cravașează jucătorii ori de câte ori simte nevoia să îndrepte lucrurile. Cavalerii cetății, nu? Sunt cei din Târgoviște. Iată, culorile tradiționale sunt roșu și albastru. Carlos Forteș, unul dintre oamenii de rezervă ai lui Corneliu Papură, a reușit în sfârșit să marcheze pentru Craiova. În returul cu Sabail a înscris golul de 3-2, a semnat un contract pe 3 ani și jumătate. Lucrurile n-au mers așa cum sperau Fortes și pe de o parte și Fanny Olten pe de altă parte. Niciun gol în campionat. Deocamdată e rezerva lui Mihai Roman, care a revenit după un sezon bun la FC Botoșani. Da, la cum merg lucrurile, însă în prima repriză Carlos Forteș are mari șanse să intre în partea secundă. Accelerează Universitatea Craiova, se repliază bine oamenii din defensiva Chindiei. Pasă inexactă pe care o dă Neicuțescu pentru Daniel Florea. Florea sprintează însă Neicuțescu. Ce stop minunat! Neicuțescu vine cu pasa pentru Văduț. Caută colțul lung, Văduț întârzie prea mult. Își bate joc de această fază. Greu de spus ce e în mintea unui atacant în momentul în care are balonul la marginea careului și sfârșește atât de rău. O fază care părea periculoasă pentru poarta lui Piliaceli. Aici se face diferența, apropo de calitatea unui număr 9.
Mihai Văduț, deocamdată om bun pentru Chindia Târgoviște. Da, e adevărat, i-a fost blocat piciorul drept acolo, dar cred că dacă se hotăra mai repede putea să aibă șanse să pună mingea pe spațiul porții lui Pilia Celi. 10 minute până la pauză, Vasile Constantin nu reușește să treacă de Martac, pe care îl faultează, jocul continuă, ușor neatent Liviu Mihai. Da, dacă Forteș era pe banca de rezerve a Chindiei Târgoviște, avea șanse mult mai mari să intre pe teren în locul lui Mihai Văduț. Ghelici. Inepuizabilul Cicâldău, se deschide bine jocul, poate accelera acum Bărbuț, intră în careu, Bărbuț vine cu driblingul, Bărbuț, șut și ratare pentru Universitatea Craiova. Este prima fază în care apărarea Chindiei Târgoviște nu și-a mai regăsit cadența, bulversată de aceste pase date în viteză de către adversari. Bărbuț e cel care îl păcălește pe Neciu, îi întoarce mai apoi lui Martici, care nu găsește diagonala perfectă. Martici venit singur acolo, ar fi trebuit să coboare Neicuțescu să blocheze urcarea fundașului croat. Da, Neicuțescu trebuie să fie atent. Martici nu e Vlădoiu, care e un jucător tânăr, un jucător bun, dar un fotbalist tânăr. Martici speculează aceste spații libere pe care îi le lasă. Da, intră la capitolul statistică, șutul pe poartă, această lovitură inițiată de Daniel Florea. Dacă ar fi ridicat privirea, l-ar fi văzut pe Văduț, putea veni în fața fundașului central, Mihai Văduț. Mijlocul Chindiei nu lucrează la parametri optimi, foarte multe mingi pierdute în centrul terenului. Deocamdată nu se vede Neguț, nu s-a văzut foarte mult nici Neicuțescu. De Văduț, ce să mai spunem, Martici a învăluit, Bărbuț împins în margine de Liviu Mihai, o pasă foarte bună a lui Bărbuț, șansă bună pentru Craiova, să vedem șutul lui Bancu în blocajul unui adversar, recuperează Ștefan Aca. Da, încep să paseze din ce în ce mai bine băieții lui Corneliu Papură și o viteză în plus, parcă pentru ei. Nu întâmplător, Chindia s-a retras cu mulți jucători în propria suprafață de pedeapsă. Practic nu mai știa unde-i balonul la un moment dat, fotbaliștii dâmbovițeni. Acum acuză probleme medicale Cristian Neguț, 23 de ani și pentru omul de bandă al Chindiei Târgoviște. 12 goluri marcate de Neguț în sezonul precedent. Revedem șutul lui Bancu. Și momentul în care Neguț își dă seama că lovitura pe care a încasat-o e totuși destul de dureroasă. Nu suntem în Qatar, nu avem stadioane cu aer condiționat sau cu pulverizator de strop de apă, dar oricum biletul, iată, ține loc și în lipsa unui evantai. Bine, la noi pe stadioane de regulă nu poți să intri cu mai nimic, s-ar putea ca și evantaiul să ți-l oprească la poartă. Da, se dă drumul la joc, ușor ne apropiem de finalul primei reprize. Universitatea Craiova a apăsat parcă un pic mai tare pe pedala de accelerație, încă o dată Camer Ceaca. Niciun șut de la distanță, poate acum o încercare temerară, ușor, puș, balonul trece de linia de fund a terenului. Mingea cred că fusese respinsă de Neciu din spatele liniei de margine. Nu contează absolut deloc în ofensivă echipa lui Viorel Moldovan. Bine, nici nu ne așteptam acum la un forcing sau la o ofensivă generală declanșată de formația vizitatoare. Nu, dar important, nici la mingile astea greșite Chindia nu leagă trei pase.
Da, le teamă să plece cu construcțiile ofensive din propria suprafață de poartă. Deocamdată însă Chindia a ținut-o departe de propria poartă pe Universitatea Craiova. Doar în ultimele minute au venit cele două ocazii semnate de fotbaliștii lui Papură. Roman nevoit să întoarcă, vine și Aca, o pasă pentru Nicușor Bancu. Bancu are privirea sus, Bancu accelerează, caută pasa, o găsește, excelentă fază. Roman, este Martic, greu la preluare. Bărbuț vine cu centrarea. Și mingea este scoasă în fața suprafeței de pedeapsă. Poate veni contraatacul Chindiei Târgoviște, Văduț. Da, incredibil cât de mult timp ia lui Văduț până dă o pasă. Aici aproape să fie accidentat după intervenția unui adversar. Încă o diagonală interesantă, Chelici cu capul, Florea! Ocazie mare de gol pentru Chindia Târgoviște. Dacă nimerea voleul această torpilă, cred că l-ar fi înfrânt pe Mirco Piliaceli. Liviu Mihai e cel care dă pasa, Chelici respinge. Vai, ce ocazie pentru Daniel Florea, care dacă era atent i-ar fi pasat pe 6 metri lui Neicuțescu, rămas singur cu toată poarta în față. Ceva aici mai face... sus Chindia acum, încercarea de a recupera, încercare reușită, dar numai pentru un moment. Da, aici se face diferența, apropo de calitățile jucătorilor. De multe ori vedem partide care se termină cu 1-0, un singur gol și acela a venit la singura ocazie a echipei respective. Exact ce se putea întâmpla și pe acest final de primă repriză. Florea aproape să dea lovitura. Bărbuț acum, excelent dribblingul, Bărbuț îl întoarce pe Neicuțescu. Pasa însă nu este extraordinară. Văduț pe recuperare, îl caută pe Daniel Florea. Excelent Daniel Florea în duel cu Aca. E puternic africanul și îi trimite simplu lui Piliaceli. Foarte multe erori și de o parte și de cealaltă, să le punem pe seama căldurii. Nu-mi dau seama cum rezistă mascota acolo. E crescut totuși. Nu cred că are aer condiționat. Nu, cu siguranță, dar este leul Simba, nu? Parcă așa îl cheamă, leul care trăiește oricum la temperaturi ridicate. Da, era mai rău dacă avea vreun urs polar mascotă pentru vreuna dintre echipele noastre, cel puțin în această perioadă de vară. Bărbuț, încă un dribling, Neicuțescu mai mereu depășit. Bărbuț însă nu se uită când dă pasa. Vezi, de aici vin faulturile lui Neicuțescu. În momentul în care face faza defensivă e mai mult jalon, iar atunci când vrea să intervină, faultează. Are timp și el să mai crească. A jucat la Dinamo în prima parte a sezonului precedent, până Liga 1, apoi s-a întors la Chindia. Da, cred că, să nu fiu răutăcios, dar a ales bine până la urmă. Cel puțin după startul acestui sezon. Da, are și un gol, clasamentul. Cred, după părerea mea, cel mai frumos gol al acestui început de stagiune. Minge în spate Ivanov, intră în zona centrală. Ivanov, frumoasă această combinație cu Bancu. Chindia poate profita, sunt, mi se pare, expuși cei doi fundași centrali, Chelici și Aca. Neicuțescu, de multe ori totuși Neicuțescu pare a se îngriji mai mult de propria imagine, face preluare, încă o atingere, două, mai ridică privirea, se mai uită stânga-dreapta. Știe că de fiecare dată camera rămâne pe omul care are mingea, probabil. Excelentă diagonala și Bărbuț de unul singur. Nu izbutește însă să-i paseze lui Roman, certat de atacantul oltenilor. De pe digisport.ro puteți afla care este motivul real pentru care Gareth Bale nu a mai ajuns la echipa lui Cosmin Olăroiu. Tot pe site-ul nostru puteți vedea și care este ultimul jucător pe care FCSB vrea să-l transfere în această vară. Da, Gareth Bale, ne amintim, nu? Primul fotbalist care a costat peste 100 de milioane de euro. Pogba, două țepe uriașe la nivel financiar în fotbalul mondial.
repet, după părerea mea, asta apropo de știrea completă pe care o găsiți pe digisport.ro, aici este intervenția lui Leca, un fault evident, și urmează o lovitură liberă. Distanță uriașă însă de poartă, Cicâldău în rolul regizorului, extrem de atent, Mariana Ioani. Ioani, dacă va face un sezon bun, ar putea prinde un contract excelent pentru el. Da, iar Chindia ar putea câștiga de pe urma lui, puțin peste 30 de metri, bate Cicâldău! Ce intervenție a lui Ioani! Cicâldău prinde spațiul porții de la peste 30 de metri. Cred că mingea se ducea exact unde ceva mai devreme se aflase Ioani, în momentul în care își aranja cei trei oameni din zid. E lovitură de la colțul terenului. Am avut câteva cornere de o parte și de alta. Deocamdată însă este momentul lui Vanov, ceva mai bine bătut. Ioani intervine. Poate veni șutul. Departe însă de poartă. Minge țopăită, prinsă pe exterior de Ivan Martici, trimisă metri buni peste poartă, nici vorbă de corner. 4 minute suplimentare. Încă o dată șutul lui Cicâldău. Cea mai frumoasă fază a primei părți. Da, superbe ambele momente, și lovitura inițiată de Cicâldău, dar și parada izbutită de Mariana Ioani. Să nu uităm, am avut două pauze de hidratare, tocmai de aceea avem și 4 minute suplimentare, primul foarte aproape să se epuizeze. Bancu, Florea Acai e cel care lovește până la urmă mingea. Da, se complică inutil acolo omul Craiovei, Chindia Târgoviște încă o dată recuperează, apare însă din spate cel care greșise inițial, Vasile Cicâldău este cel supărat pe decizia arbitrului. Nu știu dacă el faultase. Da, până la urmă faultul se dă după intervenția de carului asupra lui Daniel Florea. Se resimte Daniel Florea. 31 de ani pentru fotbalistul Chindiei Târgoviște. O prezență constantă și în acest debut de stagiune pentru echipa antrenată de Viorel Moldovan. Fostul jucător al Astrei, nu lua la un moment dat de la Concordia Chiajna. Da. Bate Neciu, lovitura liberă cu stângul pe 6 metri, o minge respinsă de Renato Chelici. Neciu, Liviu Mihaici, intrare șutată, același Chelici intervine foarte bine. Două centrări de calitate, și cea venită din lovitura liberă, dar și a doua, o poziție complicată pentru Liviu Mihai. Nu se dă nimic, jocul poate continua. Camer Ceaca, albanesul, vine cu o pasă cu exteriorul superbă. Accelerează în flanc de unul singur, Bărbuț, nu reușește mare lucru. Foarte bună intervenția. A schimbat banda de câteva minute bune Cristi Bărbuț. Minge trimisă în careu, Martici recuperează, croatul, centrarea nu era gol! Fanionul e sus, offside la Mihai Roman, semnalizarea lui Ciprian Danșa. Da, încă o imagine superbă, tricou personalizat pentru copil. Haideți să luăm retro reluarea. Da, e în spate. E în spate. Este offside. Foarte bine a văzut asistentul, perfect însă și centrarea între Mihai Leca și Cornel Dinu. Bărbuț, din nou pe partea dreaptă, Bărbuț, Neciu se apără acolo, Cristi Bărbuț caută soluții. Găsește pe Cicâldău, apare în viteză și Martiș Bărbuț, vine cu o nouă centrare pe colțul lung. Balonul însă este oprit la timp de Mădălin Marius Martac. Nu a fost fluierul lui Horia Mladinovici, era doar un fluier din tribună. Încă se mai joacă? Nu.
E gata prima repriză, Craiova-Chindia 0-0 după prima parte, un meci pe care l-a dominat Craiova, însă fără să-și creeze mari ocazii de gol, echipa lui Corneliu Papură. Știri acum în pauză și ne întoarcem cu partea a doua peste un sfert de oră. Casa Liga 1. Aici joacă România. Știi sport? Joacă Strike! Descarcă aplicația, înscrie-te gratuit și dă pronosticurile. Câștigă săptămânal premium bani. Strike by Betano. Noul Huawei pe Smart Z, cu cameră pop-up automată și display ultra-view. Huawei pe Smart Z. Huawei. Make it possible. Nu crezi că e momentul să ne mutăm la casa noastră? Hai, intră acum pe Publi24, că eu nu mai rezist aici. Intră și tu pe Publi24 ca să cauți sau să publici gratuit anunțuri cu imobiliare, mașini, telefoane, servicii și multe altele. Publi24. Vinzi și cumperi ce-ți dorești. Mamele folosesc Bepansept pentru tratarea rănilor ușoare, dar uneori îl folosesc și copiii pentru mămicile lor. Bepansept previne infecțiile și ajută vindecarea rănilor ușoare. Vino acum la Altex și ia-ți consolă Microsoft Xbox One S, capacitate HDD 1TB, 8GB RAM și joc Forza Horizon 4, inclus la 1091,92 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Să mergi pe cal invers poate părea dificil, dar în realitate ai nevoie doar de două lucruri: un cal alb și un gel de duș cu miros masculin. Orice este posibil când folosești Old Spice. De exemplu, să-ți speli părul și corpul în același timp. Vara asta intră în vibe de Bex Festival. Hai pe bex.ro și află cum poți câștiga bilete la cele mai tari festivaluri ale verii sau un festival gândit de tine pentru toți prietenii tăi. Unlock Experiences. Bex is beer. Cu ce să vă servească bunica? Niște hribi aș vrea și eu, vă rog. Pitonge, adică. Și mi-ar plăcea șuncă. Clisă vrea. Și puțină țuică, vă rog. O țârdijinars. Porincă se spune aici. E! Săptămâna aceasta găsești la Penny cafea clasic instant Casablanca la doar 8,99 lei și bere blondă Bardenberger la doar 2,89 lei. Penny știe ce ne place! Deodorant Nivea Men Deep. Protecție imbatabilă datorită puterii carbonului. Efect antibacterian și parfum puternic masculin. Nivea Men. Totul începe cu tine. Îndrăznește mai mult cu deodorantele Nivea Men Deep cu parfum intens Amazonia și Espresso. Protejează pielea bebelușului tău la fiecare schimbare de scutec cu Bepanthen Unguent. Bepanthen Unguent, dublă protecție împotriva cauzelor iritației de scutec. Este Happy Weekend cu super oferte! Vino acum la Altex și Media Galaxy și ai până la 30% reducere la telefoanele Huawei. Ofertă valabilă doar în acest weekend și pe 29 iulie în magazinele Altex și Media Galaxy și pe altex.ro și mediagalaxy.ro. Ai câștigat! Una din 4 milioane! Răcorire la munte sau la mare? Hai în echipajul de răcorire! Asta e răcorirea adevărată! Deci ce alegi? Cam două! Înscrie codurile și Bergambir te răcorește așa cum îți dorești, cu unul din cele două premii de 1000 de euro cash pe zi, plus 4 milioane de beri sub capac. Săptămâna aceasta la Kaufland te organizezi mai ușor cu Livenbo, suport metalic pentru haine la 49,99 lei și mobilier pentru hol din 4 piese la 179,90 lei. Kaufland. Și săptămâna e bună! Știai că există un adeziv pentru proteza dentară care ține până seara? Fixodent. Cu o singură aplicare ai parte de fixare superioară până la sfârșitul zilei. Fixodent. Fixare puternică pentru o senzație de dantură naturală.
Chiar dacă faci cele mai tari chestii sau nu, vara asta o să fie pe gustul tău. Pentru că Mac Combo e mereu la super preț. Vino și încearcă noile cheeseburger și McPuișor fresh cu suc sau cartofi la doar 6,5 lei. Doar la McDonald's. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când rezervi produsul pe net și apoi mergi în magazin să-l ridici. Vino la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ia-ți smartphone Samsung Galaxy A50 cu baterie de 4000 mAh și stocare 128 GB la 1349 de lei și primești în plus 100 de lei înapoi sub formă de voucher. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Am 36 de ani, sunt soț, sunt manager, sunt încă atrăgător. Peste două ore am cea mai importantă întâlnire din viața mea. Dar înainte de toate, am program de joacă. Ia-ți acum noul Suzuki Vitara și prinde toate beneficiile din promoția Turul României. Află detalii în showroom-ul. Suzuki, way of life. Hai mă, lasă. Mai lasă telefonul că trec premiile pe lângă tine. Cumpără orice scol, uită-te sub capac și poți câștiga 1000 de lei zilnic, 10.000 de lei săptămânal sau marele premiu de 100.000 de lei. Plus, instant, una din cele 1 milion de doze scol nepasteurizat. Scol, deconectează-te și câștigă premii de premii. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Doamnelor, domnilor, bună seara, eu sunt Simona Țăranu, bine v-am regăsit la jurnal. Mâine, în direct la Digisport, FCSB întâlnește pe FC Botoșani, iar Bogdan Andone tocmai a aflat că nu are niciun atacant valid. Hor a intrat și el pe lista accidentaților, motiv pentru care preparatorul fizic a fost dat afară. Bogdan Andone nu mai are soluții la FCSB după ce jucătorii săi se accidentează pe rând. Pe lângă mai vechi indisponibil, Momcilovic, Stan și Neuere, de la numirea sa ca principal, a mai pierdut pe Pintili, Moruțan și Roman. Înaintea meciului cu FC Botoșan, Nedelcu și Hora s-au accidentat și ei, iar Gigi Becali a decis demiterea preparatorului fizic Marian Lupu. Niciun jucător nu va fi ap curând. Suntem cam la limite, nu prea avem ce să mai rotim. Îi rotim tot pe aia care joacă. Eventual îi mai schimbăm în trei pe teren. La fel ca în precedentul meci disputat la Pitești, 4-3 cu Hermannstadt, roșii albaștri vor avea doi juniori pe bancă la duelul cu FC Botoșani. Și vă invit acum să ascultăm primele reacții din pauza meciului Universitatea Craiova, Chindia Târgoviște și ne întoarcem. Cum a fost prima repriză? Ați și pierdut un om, Vlădoiu, înlocuit de Marteci? Da, prima repriză echilibrată, cred că ne așteptam la acest lucru, pentru că Chindia știam că vor veni să se apere. Știam că vor încerca să stea sub linia mingii să iasă pe contraatac. Am avut câteva ocazii, sper ca repriza a doua să intrăm mult mai montați și să încercăm să marcăm cât mai repede. Ce se poate întâmpla în repriza a doua? Putem să-l vedem și pe Alex Ioniță, el să vină să facă diferența? Da, pentru că deja avem 5 meciuri în care majoritatea jucătorilor au jucat 90 de minute și deja se simte puțin oboseală, pentru că am avut meciuri duminică-joi și este normal. Sper ca jucătorii care sunt în teren și cei care vor intra să facă tot posibilul să câștigăm acest meci, pentru că este foarte important pentru noi să avem continuitate. Mersi și mie. Cum a fost prima repriză? Credeți că i-ați surprins un pic cu așezarea aceasta cu două vârfuri? Cred că am făcut o prima repriză bună, cel puțin primele 35 de minute când am reușit să avem o posesie bună, i-am blocat bine, nu i-am dat culoare. Spre sfârșitul primei reprize, ultimele 10 minute, un pic, n-am mai reușit să ținem de minte și și-au creat acele situații. Sper că în a doua repriză să reușim să ne ridicăm la nivelul primei reprize. Bine pe paza defensivă, dar în atac acolo Chindia nu prea a fost prezent. Ce se poate schimba în repriza a doua ca să apară ocazii mai multe și pentru Târgoviște? În regulă, la Liga 1, când ai 3-4 situații, trebuie să scoți maximul din ele. Nu ți se oferă 10 situații, ca și la Divizia B. Ai 2-3, trebuie să fructifici una dintre ele. Răzvan Marin i-a impresionat pe jurnaliștii olandezi la debutul oficial în tricoul lui Ajax după ce a jucat 3 amicale pentru Lancieri. Mijlocașul român a fost integralist în Supercupa Olandei, iar cifrele reușite de el au fost scoase în evidență de jurnaliști. Marin a fost al doilea pasator din echipă, depășit doar de Daily Blind. Răzvan a avut cele mai multe recuperări, 9 și 3 intercepții reușite. Doamnelor, domnilor, jurnalul a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. O seară frumoasă tuturor!
După multă vreme, Vlad se întoarce la obârșiile vampirești. Uite, Igor, două rulete!